începe supraviețuirea mea. Cred că sunt liber. M-am speriat puțin deja. Vremea afară nu este chiar bună, posibil și astăzi să plouă. Trebuie să strâng acum lemne cât mai repede, pentru ca să pun la fiert apa care ieri am adunat-o. Să vedem cât apă am în total. Cam este frig astăzi. Trebuie să strâng crenguțe mai subțiri, pentru că ele se usucă mai repede pe foc și ard mai repede. Din fericire, în soba mea a mai rămas puțin foc. Mi-aduc aminte că de la început experimentul meu trebuia să dureze doar 7 zile, doar o săptămână, dar am stat și m-am gândit, 7 zile? Nu-i serios. Mai bine 10 zile. Să fi fost 7 zile, azi era ultima zi, dar așa mai am încă 4 zile. Astăzi și încă 3. Mi-am adus aminte de capcana care am făcut-o pentru animale. Să vedem ce am prins. Nimic. Totul este ok. Poate nu mai plouă astăzi. Ar fi bine să mă duc să mai strâng ciuperci. Acestea sunt ultimele. Apă deja am. Acum trebuie să găsesc mai multă mâncare. Ieri am adunat undeva 3 litri de apă, așa că zilnic am să consum câte 750 de ml de apă, pentru că mai am de supraviețuit încă 4 zile. Am să beau dimineața 250, la masă 250 și seara la fel, 250 ml de apă. Ultimele ciuperci care le iubesc. Mai sunt ale mari care nu prea îmi plac. Poftă bună! Ceai din apă de ploaie. 30 ml de apă. E destul de transparentă. Unde ești? Mi-am pus la uscat geaca și ciorapii. Ele se usucă, doar după asta au un miros. E nedescris. Merg să caut ceva de mâncare. Pentru că îmi este foarte foame, chiar mi se învârte capul și plus îmi este foarte tare somn. Cred că dacă să mă culc acum adorm în 10 secunde. Dar nu vreau să mă culc, că dacă dorm acum ziua, n-am să pot dormi la noapte. Și noaptea am probleme cu somnul. Doar câte 2 ore mă trezesc, chiar mă culc 2 ore, din nou mă trezesc. Așa că acum trebuie să găsim ceva mâncare,
să venim acasă, să stăm până la orele 18, după care să o gătim, să mâncăm și pe la orele 9 să mă culc. Poate găsi ceva, ciuperci gustoase. Prima ciupercuță, dar nu știu dacă este comestibilă. Mă las aici. Acum mă gândesc să fi fost miercul care l-am găsit ieri sau câteva zile în urmă. Îl mâncam astăzi cu mare plăcere. Cred că e comestibilă, dar e în aia care eu deja am pus, are foarte multe insecte pe ea. De multe sunt, dar niciuna comestibilă. Am cred vreo oră de când caut ciuperci și n-am găsit niciuna comestibilă. Acum am să merg să strâng urzică și am să fierb. Totuși norocul e de partea mea. Așa. Una, două, trei. Și aici una mai mare. Patru. Încă una mică. Totuși astăzi vei mânca supă de urzică, așa vreau să o numesc eu, dar de fapt va fi frunzele de urzică ferte și ciupercile deja le lăsăm pentru mâine dimineață. Când eram mai mic, bunica sau mama făcea borș cu frunze de urzică și eu nu-l puteam vedea în ochi. Dar acum, poftă bună! Zero. Niciun gust. Nici apa nu s-a schimbat la gust. Stau lângă foc și el mă încălzește și mi este somn. Mă bag în căsuță. Dar acolo este frig și nu mai pot să dorm. Asta e casă de vară, doar dacă vara este cald, poți să te bagi în ea să stai la răcoare. În alt caz, ea nu prea ajută. Și de ploaie ajută, da. Când plouă, ea picură pe undeva, sunt locuri unde picură apa, dar e ok, păstrează. Nu mă ude toată noaptea. Mă gândesc dacă astăzi nu plouă, noaptea nu plouă, am să mă culc din nou afară, lângă foc, să fiu la călduț. Am activat arma mea secretă. Am pus această bucată mare și cred că până mâine nu o să am probleme cu focul.
poate chiar și mâine toată ziua va arde. Am fost nevoit totuși să mă bag în culcuș pentru că afară plouă. Sperăm la noapte să nu îngheț. Mi-am băgat toate hainele pe mine. Astăzi nu am să fac focul în casă, pentru că aici în casă pot să fac focul doar cu crenguțe mici. Dacă pun ceva mai mare, pot să prindă casa. Și plus la toate, ele ard foarte repede. Durează doar vreo jumătate de oră și trebuie din jumătate în jumătate de oră să mă trezesc și din nou să pun pe foc și tot așa mai departe. Și nu dorm bine. Mai mult mă obosesc decât dorm. Aici picură puțin. Și dacă nu mă greșesc aici. Aici. În rest, totul este super. Ora 11:20. Am ieșit până afară să mă încălzesc puțin, pentru că în căsuță e frig. Încă plouă. Ora 11:40, din nou m-am trezit, am pus să se usuce aceste lemne. Și am să mă culc aici, afară, în foc, pe ele. Înăuntru e foarte frig. Cam așa.